Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Vizi pe dincioși, Evanghelia astăzi este o rugăciune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o rostește către Tatăl Ceresc pentru întreaga umanitate. Și esența rugăciunii este exprimată în cuvintele pe care Mântuitorul le spune că viața veșnică este aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Mântuitorul Iisus Hristos pe care L-a trebuit să ne vină. A-L cunoaște pe Dumnezeu nu este doar un efort pe care îl depunem cu rațiunea, cu mintea. Ci cunoașterea Dumnezeu este un exercițiu multiplu, pentru că nu doar din ceea ce citim și simțim îl descoperim pe Dumnezeu, ci pe Dumnezeu îl putem cunoaște din tot ceea ce ne înconjoară. Dacă privim în stânga și în dreapta, de la răsărit către apus, tot ceea ce ne se desfășoară înaintea ochilor este lucrarea lui Dumnezeu prin care s-a făcut descoperit lumii. Și Mântuitorul ne spune că aceasta este viața noastră veșnică, nu doar să-L cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, într-o treime pe care mărturisim în rugăciunile pe care le rostim de fiecare dată când vrem să vorbim și să intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Ci viața veșnică este să credem și să împlinim și din tot ceea ce face parte din ființa noastră să treacă dincolo de minte și de rațiune cunoașterea și trăirea efectivă a lui Dumnezeu. Dacă în acest minunat și de Dumnezeu atât de bine ticluit cap pe care fiecare îl avem este așezat cu multă măiestrie acea înțelepciune pe care Dumnezeu a socotit a o împărți în două, a rațiunii și a afecțiunii. Așa există în capul nostru, în scoarța cerebrală, două emisfere. Cu una cu care să gândim și cu alta să simțim. Când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu pe cale rațională, înseamnă să-L descoperim, să înțelegem și apoi, îmbinând rațiunea cu sentimentul, să le coborăm în inimă. Fiindcă dacă va rămâne doar la nivelul de cunoaștere, nu facem nimic altceva decât să avem un punct de vedere și să spunem că inteligența noastră s-a împodobit un fapt despre care am făcut o descoperire. Dar când îl coborâm în inimă și când simțim cu toată ființa noastră pe Dumnezeu cel întrupat, răstignit, înviat și înălțat la cer, care ne se oferă în sfânta și dumnezeiască împărtășanie și pe toți cei care se împărtășesc, spune rugăciunea, îi sfințește, abia atunci suntem într-o comuniune și într-o deplină cunoaștere a lui Dumnezeu. Inima, din toate punctele de vedere, este organul suprem al omului. Nu mintea, nu creierul, ci inima. Pentru că inima nu doar că pulsează sânge, și pulsează viața duhovnicească care este trecută prin rațiune, dar împletită în dragoste pe care Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, o revasă în întreaga omenire și apoi ne-o cere să o împărtășim cu cei din jurul nostru.
unul dintre cei mai minunați și mai binecuvântați oameni care au trăit în Vechiul Testament a fost împăratul și profetul David. Și este foarte bine cunoscut Psalmul 50, în care el își exprimă și cu rațiunea, dar și cu afecțiunea, acea pocăință sinceră pentru îndelungile și repetatele greșeli pe care le-a făcut în viață și scoate la iveală adevărul suprem, în care spune: inimă curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Și psaltirea care alcătuiește parte a Vechiului Testament și a Sfintei Scripturi sau a Bibliei este una dintre cele mai folositoare cărți pe care orice creștin ar trebui să le citească. O psaltire este împărțită în 20 de capisme. Fiecare dintre aceste capisme cuprind un anumit număr de psalmi în care David descoperă înțelepciunea, dragostea, ajutorul și binecuvântarea Dumnezeu, care n-a fost doar la vremea sa potrivită și împlinită, ci până la sfârșitul veacului este la fel de prezentă, la fel de actuală, la fel de vie și de lucrătoare în ființa noastră. Și înainte ca să se înceapă acest psalm, există niște rugăciuni în care una dintre cele mai sensibile și mai puternice este adresată firește Sfintei Treimi. Și se spune în acea rugăciune: Doamne, luminează mintea și întărește-mi inima ca să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune. Citirea acestor psalmi și rugând pe Dumnezeu și cere binecuvântare, continuă rugăciunea: și îmi dăruiește, Doamne, zice rugăciunea, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Și începe saltirea cu catezma întâi: fericit bărbatul care a umblat în sfatul necredincioșilor și așa mai departe. Iar iubiți credincioși, că inima noastră este izvorul care ne poate lumina, curăți și ne poate apropia de Dumnezeu. Spune în predica despre Munte Mântuitorul Iisus Hristos că luminătorul trupului este ochiul. Dar continuă apoi în Evanghelie spunând că tot ceea ce intră în om nu-l scurcă, ci ceea ce iese. Pentru că cele care ies, ies din inima noastră. Inima noastră este cea care este filtrul al celor bune și al celor rele. Pentru că spun Sfinții Părinți că omul bun scoate din inima sa pe cele bune, iar omul rău firește pe cele rele. Și ce vrem noi mai mult decât Cuvântul lui Hristos, care este mereu pe cetă, legământ, binecuvântare și cale către viața cea veșnică. Spune Hristos: comoara ta este acolo unde este inima ta. Și dacă inima noastră este alături de Hristos, alături de Dumnezeu, alături de biserica ca trup viu, cu toate mădularele despre care vorbeam, și se luptă să dobândească mântuirea, înseamnă că suntem cei mai valoroși și cei mai de neprețuit oameni, pentru că am descoperit exact ce spune în Evanghelie, care este drumul către viața cea veșnică.
să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar nu să rămânem la nivelul cunoașterii. Pentru că vom avea aceeași dilemă ca și Toma. Dacă nu voi pune degetul în semnul puielor și în palmele lui, nu voi crede. Și zice Mântuitorul așa de minunat, când se arată ucenicilor și lui Toma și îi spune: Toma, fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Și aici vedem împlinirea cuvintelor care spune că dacă a plecat din minte, cum frumos și limpede s-a spus în cazare astăzi, dacă a plecat din minte cuvântul Dumnezeu și a coborât în inimă, deja acolo este cheia care deschide împărăția cerurilor. Și iarăși astăzi am ascultat un cuvânt minunat în cazanie, spunând despre ușa care se închide sau se deschide în chip tainic. În viața noastră sunt foarte multe uși pe care este bine să intrăm, dar și foarte multe uși pe care este bine să nu le deschidem, fiindcă se spune că este foarte îngustă calea care duce către mântuire. Și dacă spunem că multe dintre uși sunt cele care duc către păcat, deja am înțeles ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Vasile cel Mare atunci când au compus Sfânta Liturghie și înainte de a se rosti crezul, preotul la altar spune: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Dar este credincioși. Sunt ușile pe care să le închidem, să nu intre păcatul, să nu intre răutatea, să nu intre ura. Pentru că acestea ne pot întuneca mintea și apoi ne pot răci inima. Și o inimă care este rece și lipsită de iubire este nelucrătoare, nezidicoare și nu ne duce către mântuire. Ne cheamă biserica întotdeauna aici să fim cu inima lângă Hristos, cu mintea noastră să alegem lucrurile care ne sunt folositoare și ne duc din moarte la viață. Peste o săptămână vom răzbui una dintre cele mai minunate sărbători ale creștinătății, pogorârea Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt când vine în lume? Împlinește lucrarea lui Hristos. Luminează mintea, sfințește și împlinește totul. Este poate cea mai cuprinzătoare rugăciune pe care ar trebui de la copil până la om în vârstă să o știe și să o spună în fiecare zi. Pentru că dacă îl chem pe Hristos să te ajute, dacă chem Duhul Sfânt ca vistier al bunătăților să stea în tine, cu siguranță că tu închizi orice ușă care nu e potrivită. Și atunci scopul vieții noastre este să ne ferim de întinăciune, este să ne ferim de acest duh al lumii care ne-a atins și ne va atinge și ne va îndepărta. Pentru că așa s-a dorit, să-L despartă pe om de Hristos, scoțându-L din biserică, fiindcă știe că atunci când îl țipe un om departe de un anumit lucru, îi creezi obișnuința că se poate și fără acel lucru. Dar fără Hristos nu se poate. Se poate fără patim. Se poate fără răutăți. Se poate fără nu știu ce anume lucru ne-a făcut nouă obișnuința existenței noastre cotidiene. Dar fără Hristos nu se poate. Pentru că dacă nu este Hristos, nu există curăția sufletului prin Sfânta Spovedanie. Dacă nu este Hristos,
nu este viața cea veșnică. Dacă nu este Hristos, nu este mântuire. Și toate acestea, în biserică, fiindcă spune Sfântul Ciprian de Cartagina, în afară de biserică nu există mântuire. De aceea se coboară Duhul Sfânt la cincizecime, ca în chip văzut să se temeze biserica, unde Hristos să vină și să se sfășurească cu Duhul Sfânt în noi. Deci au construit evreii primul templu și apoi și al doilea, dărâmat de romani. Fiindcă Dumnezeu trebuia să aibă o casă pe pământ, noi ne facem una, două sau câte, în sfârșit, fiecare are sau n-are posibilitatea. Dumnezeu oare n-ar trebui să fie pe pământ? Toate zeitățile păgâne din Antichitate aveau ridicate templele. Și pentru acei păgâni și pentru acele templele, 300 de ani creștini au pătimit, pentru că la greci toate zeitățile descrise în legendele Olimpului aveau niște temple impunătoare. Multe dintre ele au fost considerate minuni ale lumii. Și tu, creștinule, să n-ai un loc unde să te închină Dumnezeu, unde să-ți plești genunchii, unde să dărși o lacrimă, unde să-ți mărturisești păcatele și să te apropii de Hristos? Casa lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu ne cheamă ca să ne deschidem inima, să ne mărturisim păcatele și să ne unim cu El, pentru că în Hristos avem tot ce ne trebuie. Și ne spune așa de frumos tot în predica de pe munte, nu vă îngrijiți ce veți mânca sau ce veți bea, priviți la păsările cerului. Nu lasă Hristos pe nimeni nici flământ, nici gol, pentru că prin această purtare de grijă a întregii omeniri, Dumnezeu trimite pe cineva ca să ne scoată din impas. Trebuie doar să credem. Puțin, credinciosule, de ce te îndoiești? Că Hristos ne spune, cât un grăunte de muștar, dacă vom avea credință, vom putea să mutăm munții. Dar la noi credința este împletită cu îndoială, pentru că nu coboară din minte în inimă. Rămâne aici. Încă vrea răspunsuri. Pune întrebări și nu știe că răspunsul adevărat este atunci când a coborât în inimă, fiind acolo Hristos, pe cele slabe le întărește, pe cele bolnave le vindecă, pe cele neputincioase le tămăduiește. Iată, iubiți credincioși, ce comoară avem noi și Hristos ne cheamă nu doar să o descoperim, ci să o moștenim. Fiindcă ne cheamă să moștenim împărăția cerurilor, căci Dumnezeu este atât de milostiv și atât de milosâr și are drăguțul de El atât de multe daruri de oferit, încât totul este nesfârșit. Pe pământ totul are un început și un sfârșit. La Dumnezeu totul este infinit. Și dragostea, și bunătatea, și iertarea. Dar și îndelungă răbdare, pentru că zice Mântuitorul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cerul, Sfinților Apostoli trimițându-i la propovăduire, mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cel care nu va crede, se va osândi. Noi ne dăjduim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea, coborându-o în inimă, ca să dobândim împărăția cea veșnică și mântuirea sufletelor noastre. Amin.